Hei, hei, hei! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Larisa și astăzi o să facem împreună super cremă de ciuperci. Ciupercile sunt favoritele mele. Dacă știi un lucru despre mine, știi că iubesc ciupercile. Și am găsit o metodă prin care să mănânc și mai multe ciuperci, și anume printr-o supă cremă. E numai potrivit acum pentru perioada asta de toamnă, când toată lumea vrea să fie așa, să simtă căldură, să fie confortabil acasă, să nu mai zic de cozy și toate cuvintele alea englezești, dar da, e o supă care mă face fericită și e și foarte sănătoasă. Cu puține ingrediente și hai să-i dăm drumul cu gătitul. Aici am tăiat o ceapă și o să pun la călit în niște apă pe aragaz și pe urmă o să tai niște ciuperci. Cât ceapa este la călit, o să tai ciupercile prima dată, de fapt. Am aici 450 de grame de ciuperci, pentru că astea sunt într-o caserolă. Le-am curățat cu acest burete ca să dau jos noroiul de pe el, noroiul, pământul de pe ele. Dar încerc, evit, am mai menționat asta și în alte videouri, evit să spăl ciupercile, pentru că sunt ca un burete, absorb toată apa și pe urmă mai greu să le dai așa o aromă. Îmi place mai mult să le fac, să le pun peste ceapă la călit și să le dau puțin aromă din ceapă, din sare și așa mai departe, condimente. Și o să tai toate aceste ciuperci. Trebuie să fie perfect, pentru că fiind o supă cremă o să trebuiască să le rânduiesc ingredientele, dar dacă tai ciupercile mai mici, atunci o să fie mai ușor de călit. Deja se poate auzi ceapa la călit și am aici 3 cartofi micuți pentru a ajuta cu cremozitatea supei și un morcov. O să încep să-l tai. După ce se călește ceapa, o să adaug toate aceste legume și pe ele la călit. Iar acum, după ce s-au călit legumele, o să adaug acest 1 litru, cât e 1 litru aici? Da, 900 de grame de supă de ciuperci. Dacă vrei, poți să adaugi apă și condimente sau dacă mănânci pui și din astea, poți să adaugi supă de pui, dacă mănânci pe bază de animale, adică dacă mănânci, ai o dietă, să zicem, carnivoră. Atunci poți să adaugi supă de pui și o să pun capacul și o să las la fier timp de 15 minute. Am uitat să menționez că atunci când fierb toate legumele, adaug 2 mâini de nuci caju, una deja m-a adăugat-o și asta este a doua, pentru a lemuia și a oferi cremozitate atunci când blenduiesc toată supa. Mai las la fier încă 10 minute. Am blenduit toată supa după ce s-au fiert toate legumele. Și nu e nicio problemă dacă mai rămâne o ciupercă pe aici, pe acolo, numai trebuie să fii sigură că nu rămân nucile. Așa. Acum, te cred, nu arată extraordinar de apetisantă această supă, pentru că e maro și mâncarea maro nu e foarte, foarte apetisantă, dar este gustoasă și sănătoasă și îmi place să o mănânc cu ciuperci pe care le-am sotat cu niște usturoi separat, pentru că nu există prea multe ciuperci. Și acum adaug puține ciuperci deasupra, așa, și am aici niște sticks-uri cu brânză vegană pe care le-am cumpărat de la piață. Este o doamnă care are o afacere, se numește Maison
Mișa și este româncă și vinde chestii vegane și face să mănânc asta așa împreună. Da, cam asta este cina, prânzul, scuze. Mi este foarte foame, nu pot să mai gândesc în momentul ăsta. Poți să pui și niște verdețuri dacă dorești deasupra, în loc de ciupercile sotate. Sper că ți-a plăcut videoul, nu uita să te abonezi, să apeși butonul de like și ne vedem data viitoare. Te-am pupat! Ciao! Mă duc să mănânc! Am crezut că am terminat acest video, am terminat de filmat videoul acesta, însă vreau să-ți spun că chestia asta este extraordinar de delicioasă. Zece din 10. Adică este... Dacă îți plac ciupercile, e ce trebuie. Ajută și ciupercile astea dește deasupra, care sunt cu usturoi, însă gustul este demențial. Culoarea nu ajută, însă gustul e super bun. Așa că dacă îți plac ciupercile, îți recomand această rețetă. Gata, te las, te-am pupat, ne vedem data viitoare. Ciao!